Salut tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod dintre noastre de parcurs, unde ne vom juca pe Player Housing, aici pe un parcurs făcut de către abonați, mai bine zis, de către Hey, I'm Ale, X3 și Alpha Puma, care mi-au mai făcut un parcurs și l-am filmat acum câteva episoade, dacă mai țineți bine minte, și haideți vedem dacă acest parcurs o să fie puțin mai complicat. Văd că are și ceva checkpoint-uri, nu este foarte mare, dar haideți vedem dacă ne va fi greu să-l terminăm. Eu sper să nu uitați, oameni buni, să apăsați butonul de like, să strângem foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să continuăm această serie. Ci că, puștiu, fugi repede și descoperă-mă ce dracului se întâmplă. Stai, ce? Deci de aici începe și trebuie să mă duc încolo sau ce? What? Ce să... Eu mă duc pe aici, nu știu ce e aici. Ci că urmează drumul de cobblestone. Plaja din Torino. Come on, serios? Asta e un nightclub? Citește-mă. Acest parcurs are mesaje subliminale. Creatori și informații. 1. Hey, I'm Ale. 2. Hey, I'm Meme. 3. Alpha Puma. Hei, Andreas, ne-am gândit să... Mai jos. Îți facem încă un parcurs și de data asta și un quiz. A, și Cathy Plays era aici. Am uitat, îmi pare rău, Cathy Plays. Unicorns Love, Unicorns Life. Ok. Deci, aparent, va fi un parcurs într-un nightclub în Torino sau... Ok, va fi foarte interesant acest parcurs, oameni buni, aparent. Să vedem dacă ne va pune probleme. Trebuie să fac șmecherea asta aici, nu? Pac, pac. No problemos, my friends. Am început în forță și am căzut. Și trebuie să începem iarăși. Dacă cădem, trebuie să începem iarăși. Ha, cream că o să dau fail. Mă speriasem deja că o să dau iarăși fail. Ci că totul este posibil, by the way. Ok. Totul este posibil, normal, totul este posibil pentru mine. Ce cu semnul la frate acolo? Aci. Oh! Ce era să alunec. Oh my god, am ajuns deja la checkpoint. Înghețată Big D. My fucking god, nu trebuie să vedem așa ceva, oameni buni. Nu încercați asta acasă, nu încercați mâncați înghețata Big D acasă. Ia, deci sărim pe înghețat acum. Oh my fucking god. Ok. Ciudat, bă. Și acum, oh my god, de aici. Parcur, nu, cum era? Parcur, checkpoint, parcă așa, nu? Nu, checkpoint, nu. Parcur? Să ieși parcur? Checkpoint, nu? Am scris eu greșit checkpoint prima dată? Cred că am scris eu greșit checkpoint prima dată, boss. Aia s-a întâmplat. Trebuie să scrie pe undeva că trebuie să dau parcur checkpoint, că eu sunt noob și nu mai știu cum să scrie. Că să fă... A, și aici, boss, uite așa. Sau B-hop, merge și așa. Ce dragi, pe ce dragi de-a mea să sărim noi aici, ești nebun? Ca de obicei, v-am pregătit ceva melodii pe fundal, ca să fiți fericiți. Și nu uitați, oameni buni, dacă vreți să faceți și voi un parcurs pentru mine, pur și simplu, faceți un parcurs, dar să neapărat să conțină numele ceva, nume Zandrei. Gen, uite cum e ăsta parcurs pentru Zandrei, ca să-mi dau seama că e făcut special pentru mine. Oricum, ne jucăm și în live-uri și de obicei când filmez, las un mesaj pe Facebook, vă spun, bă, vedeți că vreau să filmez parcurs. Care a făcut parcurs pentru mine, intrați și voi să filmăm și să aveți un nickname ăsta cu Zandrei. Ok, oba! Păi ești nebun, eu mai am un pic și termin. Checkpoint 2. Iarăși mecherea... Oh, nu. Iarăși mecherea asta. Ah, mă, că toată lumea știe deja șmecherea asta. A fost șmecherie șmecheră, mă, acum ceva timp, dar... Serios, trebuie să ajung acolo? Holy fuck! Ok. Și că aici e greu rău, omg. Oh my god, ce greu a fost pentru mine. Nu! Înghețata Big Dick acum în magazin pe 2. Dar stai, că asta e cu nisip. Aia e Big Dick Vanilla, asta e Big Dick ce? Banane? Ok. Oh my god, pro skill ZZ Andrei, checkpoint 3, ha mă că n-a fost complicat pentru noi, ești nebun. Doamne, deci ce parcururi, frate, efectiv am făcut parcurul pe niște dicuri, serios, come on. Acum știu la ce se gândesc. Tare, și acum unde o să cad? Iep. What? Asta e quiz? Un mic quiz. Oh my fucking god. Care este animalul nostru favorit? De unde vrei să știu? A, unicorni, că scria la început. Unicorni. Clar, că scria la început. Corect. Nici nu scria acolo la început. Unicorns life, unicorns chestii. Cum ne cheamă în real life? Puma Ale Meme Cati. Gigela, Miha, Ioana. Eu cred că Gigela. Greșit. Cum nu Gigela, frate, serios? De unde vrei să știu? Gigela, nu știu. Și cum? Paolo, parkour. Checkpoint, oh my fucking god. Cum, frate, să fii fată și să n-ai numele Gigela? Come on. Ok, bun, deci animalul favorit sunt unicornii. Animalul favorit sunt unicorni. Animalele favorite sunt unicorni, e bine așa, bun. Cum ne cheamă? Ioana, Georgiana, Mihaela, Alexandra. Alexandra, Mihaela, Maria, Ioana. Maria, Ioana, bra, tu ești cam greșit. Bag piciorul. Checkpoint again. Și acum,
Stai că nu m-am dus bine, frate. Unicorn. Acum știu, e ultima din dreapta. Gata, beton. Pac! Am zis, dă-te mă de aici. Corect, corect, mulțumesc frumos. Ia să vedem ce scrie aici. Ce cuvinte folosim cel mai des? Nu ți și ples. Tot de strișez, de unde să știu? Andrei intră în confă. Ce the fuck is that, man? What the fuck? Și că la cine te... La cine ți cel mai mult? Sabina? Vrei să te angajezi la mine? Și Gheo Style. Îmi place că... Toate sunt corecte. Deci eu nici măcar n-am coborât și văd că scrie toate sunt corecte, frate, știi? Oh my god, deci eu țin cel mai mult la Sabina, la Gheo și la... La fraza, vrei să te angajezi la mine la nightclub în Torino? La mine la nightclub, de fapt. Aici după ce termin cu quizul. Ok, toate sunt corecte. Bun. Ok, mulțumim că ne-ai jucat mapa, te mai așteptăm, ceau. Acesta a fost sfârșitul mapei. Parkour end. 4 minute, sunt pe locul 2? Serios? Parkour? Frate, parkour start, ia. Nu, parkour announce. Ce? Nu știu ce e asta. Ah, ce tare, și parkour leaderboard, fii antenă. Pe primul a fost Mihai 99, care a terminat într-un minut și 54 de secunde și am terminat în 4 minute și 27. Serios? Adică, frate, a fost și cuiozul ăsta destul de complicat. Ok, o să le zicem aici. Pa! Cred că am fost cam, nu știu, cam... Ok, nu-i bai. Bă, super tare parcursul, mulțumesc foarte mult pentru acest parcurs. V-am spus, puteți face și voi parcursul. Dați amuzante, frate, să ne distrăm chestii. Și acum mergem la sci-fi parcurs, că le luăm așa în rând, știți foarte bine. Mergem la sci... Bă, ești nebun? Nu mă lasă să mă duc la sci-fi parcurs, mă? Bă, ești nebun? Dacă era deja aici, aia. Așa mă, cum să nu mă lasă. Mai luăm o gură de Pepsi cu whisky, nu cola, whisky, că n-am mai avut cola, dar na. Mi se pare mie sau deja am fost descoperit de toți. Și văd că este și alfa pe aici. Ok, interesant. Bun, hai să ne aruncăm aici, boys. Beton, hai să vedem acum. Mamă, de aici începe. Deci, information nu mă interesează. Leaderboard, information... Nu mă interesează cine a făcut parcursul, sincer, acum chiar I'm not pretty interested in that. Și aici e parcursul, parkour star. Bun, hai să începem parcursul sci-fi. Este un parcursul sci-fi, îmi place că scriu toți în comentarii, special ca să vadă că... De ce e un zombie care face parkour aici? Dude, come on, cred că trebuie să ascund playerii, că sunt foarte, foarte mulți playeri, nu? Și eu zic că cel mai ok ar fi să-i ascundem. Îl vedem stage 4. What? Deja am trecut de 3 stagii și am ajuns la 4-lea. La 5-lea? La 6-lea? What the fuck, man? Stagiul 7. Ceva putre se petrece, oameni buni. Ceva putre, miroase. Tai. A, pe aici? Oh my god. Ce tare ai făcut. Și checkpoint! Super, super tare. Aici avem un mic labirint. Eu cred că trebuie să iau pe aici, sincer. Să fie, să vedem dacă e așa cum zic eu. Nu e așa, sau? Sau? Oh my god. Ce înseamnă să ai simțul labirintului? Am căzut, bag piciorul. Acum, lol, cât sunt? Eu acum văd că sunt 108, frate, pe parcursul ăsta, e nebun? Sunt mulți pe parcursul ăsta. Pac. Dar e ușor, îmi place, genia așa relaxat. Nu știu câte stage sunt. Te că sunt. How many stages? Să vedem dacă îmi răspunde. Dar uite, a terminat parcursul în 8 minute și 39 de secunde. Nu știu dacă a terminat repede sau încet. Dar pe undeva pe acolo, știi? 32 de stage. Ok, thanks. 40. Oh my fucking god. Ok, stai să sărim aici. Sărim ca nebunii. Stagiul 14. Stagiul 15. Ok. Merge repede, frate. What? Stage... Ah, gen... Cu cât avansăm, devin mai grele stagiile. Stages și aici. Stages get harder. Deci, se îngreunează toată situația, oameni buni. O să fie din ce mai complicat. Oba, sărim de nebun pe aici. Dar îmi place că gen, frate, nu te-a luat așa tare. Bă, măcar lasă-mă să mă încălzesc, știi? Nu cum aveam noi cum încă, de fapt, avem unele parcuri pe play care, bă, sunt faine, dar te ia din start cu greu și te enervezi și nu mai faci nimic. Serios, eu trebuie să sar acolo? Păi nu știu cum să sar acolo, boss. Chiar trebuie să sar acolo? Oh, chiar am sărit aici, what? Ok, nu mă așteptam să se întâmple asta, sincer să fiu. Dar e complicat, că nu prea îți dai seama. Stagiul 20. 21, bă, dar avansezi repede. Și aici e checkpoint, dacă nu mă înșel. Era să cad pentru că... Ești idiot! A, da, nu pot sări. Serios, trebuie să iau totul de la capăt? A,
Adică nu chiar tot, uite aici. Zică Fangs Wide View, nice parkour, zice acolo cineva. Mă, până acum chiar îmi place tare. Și vă dați seama că băieții ăștia chiar s-au chinuit să facă aceste parkour-uri, frate. Adică chiar, nu știu, e fain să faci parkour-uri pentru alții să se joace și să faci parkour-uri fain, nu așa în bătăie de joc, știi? Să pierzi, băga mea șoaca. Come on, guys. Ce se întâmplă aici? Ce facem noi aici? De ce? De ce dau așa failuri? Nu-i bine. Nu este bine, v-am spus că nu-i bine, nu m-ați crezut, a? Nu m-ați crezut, nebunate celor. Așa, mă, beton! Super tare, checkpoint 2, stagiul 21. Pe aici trebuie să mă duc, nu? Că prin altă parte... trebuie să... What the fuck? Ce ciudat. Mă mâncă genunchiul care mă doare. Beton. Cică, how can I get some help? Băieții, probleme. Și văd că curge ceva apă de acolo deasupra și eu dau failuri ca nebunul. Oameni buni, o dată vă reamintesc să nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe episoade. Și vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea acordată și sper să continuăm această serie de parcuri cu cât mai multe episoade. Să văd acolo foarte multe parcururi făcute pentru nenea Zăz Andrei, ca să am și eu ce filmat, bă frate. Știți că și în live-uri oricum intrăm aici pe Player Housing, deci e cam același lucru, nu? Na, pac, pac. Stagiul 27, băi, ești nebunatec. Mergem repede. Știi că câte azi? 34, 32, ceva pe acolo. Deci urcăm așa. Stagiul 28. Știi că choose a pet, fence or ladder, one is easier. Eu mă duc pe... Cred că fence-ul e cel mai ușor, boss. Nu, fence-ul, ladder e cel mai ușor, zic eu. This way. Pe aici era cu fence-uri. Da, și cu fence-uri era ok, adică eu oricum mă pricep la săriturile pe fence-uri, sincer. Uite, mă întreabă cineva, Zandrei, filmez, da. Nu prea pot să fiu foarte, foarte attention, să mă și concentrez aici pe parcurs și să răspund și persoanelor care scriu acolo încet. Hai să vedem un tip. Shift until the end of the block, then sprint and jump. Or you could spring at the end of the block. Sprint, poate, nu spring. Serios, dar pot să fac și eu asta, boss, uite. Beton, vezi? Maze is back, more amazing than ever. Oh my fucking god, stagiul 32, avem aici un maze, avem aici un labirin nebunatic, ci că când pui videoul, nu știu. Ok, nu știu când punem videoul ăsta, o să-l punem într-o seară, dar nu știu exact în ce zi, că eu filmez de dinainte, eu acum filmez sâmbătă, nu știu când îl pun, sincer. Dar vedem noi, nu-i bai. Go! Pam, 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 bra. Ok, să-mi bag piciorul dacă știu. This way. Pe aici, mă. Pe aici nu a fost, nu? Păi ești nebun? Aici. Ce dracului m-am blocat? Cine a terminat maze-ul? Aha, becez! Stagiul 33. Ha, mă, chiar a fost tare. Deci chiar a fost tare, ziceți voi, din nou. Chiar m-am distrat. Adică... Nu a fost de la complicat și văd că au terminat, a mai terminat un tip în 14 minute, tipul ăsta în 10 minute, a mai terminat un tip în 8 minute. Deci, sunt curios în cât timp îl termin eu. Și sincer, nu prea m-am grăbit așa, adică nu e ca și cum l-aș făcut a doua oară să știu săriturile și toate cele ca să zici că m-am grăbit or something. De aici trebuie să sar. Uite, chiar merge să-l faci repede. Nu? Deci chiar poți să-l faci repede, boss. Bam. Și checkpoint! Am atins checkpoint, deci am avut emoții, am crezut că nu o să ating checkpoint-ul ăla. Aici sărim canablezi. Sper să nu fie troll-uri sau chestii de astea, adică n-am văzut până acum niciun troll. Gen să mă pună să merg așa când puteam pur și simplu să ocolesc. Gen să fie aici spart cum ar veni, știi? Dar cred că nu. Vedem, depinde de timpul în care termin eu. Ha, mă. Bă, ești mârlan? Așa. Era mârlan, mă, nu vă era aici. Băga mea și cioaca. Ce se întâmplă aici? Ce facem noi aici de nu merge treaba cum ar trebui să meargă? Mă mănâncă nasul. De fapt, nu nasul, sub nas mănâncă, bărbia. Mănâncă și piciorul, genunchiul. Păi eu trebuie să termin repede. Nu spune că... What is there, my friend? Lol. Unde am ajuns, mă? Apocalipsa aici, nemân? Yeah. Și aici urc pe scările astea. Hai că nu e greu să urc pe scările astea. Păi bun, și până unde urc? Întrebare întrebătoare acum. Până la Dumnezeu în share. Stagiul 38. Pe aici. Deci înseamnă că are 40 de stagii. Că a zis cineva 34 și cineva a zis 40. Deci cred că cel cu 40 avea dreptate. Nu cred că au zis amândoi aiurea. Mă gândesc eu. Sper. Și v-am spus, sunt curios timpul pe care o să-l am. Deci chiar vreau să terminăm... Bă, mergea să iau prin dreapta, nu mergea. Chiar vreau să-l terminăm destul de repede. Bă, până la urmă să fie și puțin tica competiție acolo, nu?
Să nu fie chiar așa ușor, să nu ne pese. Nu, frate, și puțină competiție, că competiția face bine. Am căzut. Fac piciorul. Hai. Hai. Pac. Bam. Beton. Oh! A, nu, mi se pare că văd parcurent acolo, dar cred că e și el prin zonă. Am ajuns aici la șmichirile astea. Deci dacă eu o să cad acum, vă dați seama că trebuie să iau totul de la capă, dacă nu mă înșel, că n-am văzut pe aici vreun checkpoint sau ceva. Uite, dar abia acum ar veni un fel de checkpoint, că nu mai ai cum să, gen, să dai fail cu totul. Nu mai trebuie să te întorci cu totul. Ia să vedem. If you fall, just die, parkour, checkpoint. Da, bun, here. Ne spune și unde trebuie să sărim. Băi, ești nebun, tare. Bam. Uite, parkourend, ia să vedem. 8 minute și 14 secunde. Bă, eu zic că e ok. Congrats, you finished, you will get resident. Deci, mă gândesc că e ok. 8 minute și 14 secunde. Nu zic că e ok, adică e prima dată când am făcut parkour-ul și nici nu m-am concentrat foarte mult. Și chiar m-am oprit în mijlocul parkour-ului să vă mai spun nu știu ce. Deci, e ok. Frazul, am făcut două parkour-uri în acest clip. Ce e aici? Ce-sta, boy? Ia. Press shift. Asta ce e? Că văd că aici e închis totul. Sau văd intră ăștia pe aici, dar care-i șmechiria? Că nu înțeleg. Ia, ce scrie aici? Turn and jump here on the ladder, dar asta știu, boss, nu știu de unde vine asta. Sau ia. Stagel 45. LOL, asta gen urmează, mă. Că eu am trenat parcurul gen ce ai făcut și astea o să urmeze. Stagele astea o să urmeze, gen... To be continued, o să se continue parcurul, gen mai lucrează la el, dar momentan cam atât a fost. Frazor, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și v-a jucat încă o dată, să nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri. Și auzim data viitoare, am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ceau, bă, pa!